Bun găsit, doamnelor și domnilor, meteorologii anunță mai multe avertizări, va fi vânt valabil, vânt destul de intens pentru toată țara. Este un cod galben valabil până la ora 20 pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și zona litoralului, unde vor fi rafale de 55-65 de km pe oră. Pe crestele de munte însă vântul va sufla cu 70 până la 90 de km pe oră. Cea de-a doua avertizare va intra în vigoare la ora 20, va fi valabilă până mâine la ora 10. Ea se referă la ninsorile care vor fi abundente la munte și în Moldova, Transilvania de asemenea, se va depune pe alocuri strat de zăpadă de 10-20 de centimetri în Moldova și în Transilvania până la 10 centimetri și vor fi rafale ale vântului de la 50-60 de km pe oră în zona Moldovei și a Transilvaniei și până la 70-90 de km pe oră în zonele mai înalte. Iar de mâine dimineață va mai fi în vigoare un cod galben valabil pentru sudul Olteniei, al Munteniei și pentru Dobrogea. Aici vântul va sufla cu rafale de 50-60 km pe oră. În această noapte termometrele vor înregistra între minus 9 și plus 4 grade, iar mâine vremea devine mult mai rece față de cum a fost astăzi. Temperaturile vor fi sub cele normale pentru data la care ne aflăm, cu maxime de la 0 și până la 13 grade. La început va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei. În restul țării vor fi precipitații sub formă de ninsoare. Pe timp de noapte, în zona Banatului, precipitațiile vor fi mixte, iar în Crișana, Maramureș, Transilvania, sudul Moldovei va ninge, iar pe alocul se va depune strat consistent de zăpadă. Vor fi în continuare rafale ale vântului de 70 până la 90 km pe oră în zona înaltă, în Carpații meridionali, dar mai ales în Carpații occidentali și orientali. De asemenea, în sud-vestul țării, în regiunea centrală și în sud-est, vor fi rafale de 50-60 km pe oră. În capitală, vremea devine deosebit de rece, doar 7 grade se anunță pentru mâine și vor fi condiții să plouă, mai ales în prima parte a zilei. Vreme în continuare rece și vineri, vor fi maxime de la 2 și până la 15 grade. În zona Banatului vor mai fi precipitații mixte, va continua să ningă în Maramureș, în regiunea Crișanii, Transilvania, Moldova, chiar și în capitale, pe timp de noapte se anunță ninsori. Vor fi și intensificări ale vântului, vânt mai intens la munte, 70 până la 90 km pe oră, dar și în regiunea estică, vestică, sudică și centrală. În capitală, temperatura maximă va fi de 14 grade, va fi cer acoperit de nori, vor fi condiții să ningă în cursul nopții, vântul va avea ușoare intensificări tot pe timp de noapte. Cam atât despre vreme, numai bine vă doresc!